Salut, sunt Iulian Bocai. O să citesc un fragment din Filologie, o nouă carte apărută, bine, a mea, apărută la Tracus Arte, un studiu despre instituționalizarea studiului literar în Europa. E o carte care se pretează la lecturi de plăcere, dar poate că reușesc să găsesc ceva în ea care să fie interesant și pentru oamenii de pe Facebook și YouTube. Este un fragment din capitolul 5 despre mediul universitar românesc în secolul 19. România nu are o revoluție ca cea franceză, ori un secol propriu-zis al luminilor și ca atare nu există pentru principate un înainte și un după al evoluției politice la fel de clar. Ce revoluții au loc în secolul XIX românesc, ele eșuează. Revoluția de la 1848 este un punct de cotitură, dar cum înainte de ea nu existau universități, ea este un punct de cotitură mai ales pentru istoria țării în general. S-ar putea face argumentul că regulamentele organice și apoi pașoptismul pregătesc teritoriul discuțiilor despre noi forme de statalitate și ca atare de instituționalizare, dar pentru ce ne interesează, ele sunt destul de firave ca însemnătate directă. E adevărat însă că revoluția de la 1848, spre deosebire de cea franceză, era așteptată în Europa de 3 decenii și că prin haloul reformist creat de această expectativă, schimbările de mentalitate devin perfect vizibile chiar și în educație. Căci unde în secolul trecut discuția asupra educației e aproape absentă, în acesta nu există nici printre pașoptiști, nici printre antecesori, intelectual care să nu aibă ceva de spus despre subiect. Lecția școlii ardelene fusese bine primită și întreg secolul XIX românesc face din educație o obsesie. Dar discuțiile se poartă cu precădere despre educația primară și secundară, fără îndoială și din pricină că acestea sunt mai necesare social într-o țară care, în păturile ei joase și majoritare, rămâne analfabetă până la sfârșitul secolului. Cu acest bemol necesar, însă cel mai surprinzător lucru la istoria secolului XIX românesc este că principatele au devenit moderne atât de repede. În decursul a câteva generații, de la 1821 în sus, se întâmplă în jumătate de secol o reformă administrativă majoră, una ortografică, un sistem universitar, începuturile unei academii și bazele unei culturi literare moderne. E poate așa cum se lamenta Maiorescu, mult hierupism intelectual la mijloc și, într-adevăr, citind multe dintre articolele literare și istoriile epocii, e imposibil să nu ai sentimentul grabei, nepriceperii și poate nu de puține ori al imposturii. De la 1879, anul așezării Academiei Române, nimic din tabloul intelectual nu mai seamănă cu începutul secolului. Curios la aceste schimbări e cât de puțin din această nouă cultură intelectuală este religioasă, unde până în 1821 vasta majoritate a operelor publicate fusese astfel. Biserica, care a pierdut în secolul XIX mai multă autoritate decât în întreaga ei istorie, nu participă în mod direct, așa cum făcuse în secolele dinainte, la punerea acestei temelii, și nu joacă vreun rol important în cultura cea nouă, deși nu trebuie să ne imaginăm această ruptură ca fiind totală, căci chiar și atunci când vorbesc despre literatură, pașoptiști ca Eliade Rădulescu invocă divinitatea locală în presă cu o naturalețe specific ortodoxă, iar Maiorescu, un critic, știa cât de importantă e Biblia de la 1688 pentru istoria limbii și cerea să fie neapărat citită, neimaginându-și literatura fără ea și fără cronicari. Însă tot el se opune cu consecvență în anii 70 implicării preoților în învățământul primar, pledând pentru o separație radicală a bisericii de școală, a simțirii religioase a primeia de inteligența pozitivă, a celei din tâi. Facultate de teologie nu există însă, sau dacă există, funcționează intermitent și este dintre toate facultățile cea mai puțin căutată. Din articolele și cărțile care se scriu despre educație și din cele despre literatură de până la apariția Junimii, aproape niciuna nu se mai întoarce propriu-zis spre literatura religioasă, iar în cele despre educație se vorbește des despre stat, cunoaștere și utilitate și foarte puțin despre biserică. Maiorescu însuși, deși conservator, gândește secular frizând ateismul, iar Junimea va fi acuzată des că n-are nimic sfânt. În ce-l privește pe Gherea, el se declară împotriva oricărei metafizici de câte ori are ocazie și are des. Unde în Occident, Facultatea de Teologie temperează de secole dinamica intelectuală a celorlalte facultăți în România, o forță conservatoare politică există, dar ea nu se împotrivește secularizării învățământului universitar și celui gimnazial, poate și pentru că tradiția unor privilegii comune între un cler puternic și o universitate seculară cu rădăcini religioase nu există aici, unde universitatea este doar modernă. Conservatorismul religios se vede mai bine poate în antisemitismul care va face imposibile carierele intelectuale ale lui Lazar Șoineanu sau Moses Gaster, cărora nu doar că li se refuză funcții, ci apartenența însăși la națiune. Refuzul inscenat în mari spectacole de patriotism provincial, de care clasa politică a secolului XIX n-a fost niciodată străină.
Obstacolele în fața fondării unui sistem educațional modern vin mai degrabă din date economice și sociale, și anume că societatea românească este încă prea săracă și prea puțin mobilă ca să poată să creeze peste noapte o clasă de intelectuali seculari ce ar fi putut să genereze o cultură de tip filologic sau științific. Există însă o vie, dacă nu întotdeauna interesantă, cultură literară, dar ea nu este cu totul un produs al sistemului național de educație și până la 1905, adică până când încep să apară în România primele doctorate în umanioare, acordate de universități românești, cultura filologică și savantă în România este aproape în totalitate de import. Umanismul românesc al acestui secol se va deprinde la școli străine, căci vreme de câteva decenii, universitățile românești n-au semănat cu școlile vechi domnești, decât în aceea că au fost aproape la fel de inutile ca ele.